Haideți să citim 1 Timotei, capitolul 4, primele 3 versete. 1 Timotei, capitolul 4, primele 3 versete spun așa. Dar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei care cred și cunosc adevărul. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Pentru cei care nu știți, în seara aceasta vrem să fie o seară a familiei și vom vorbi despre familie în câteva aspecte ale ei. Ce vreau să vă spun sau cum vreau să încep? Citeam niște lucruri despre familie și ceea ce spune lumea din afară, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, despre familie, unii. Și, de exemplu, este un psiholog britanic care a scris o carte și care se numește Moartea familiei. Și el spune în această carte că ar trebui să se elimine complet conceptul de familie, pentru că spunea acesta, familia condiționează dezvoltarea individului ca persoană. O femeie din conducerea Organizației Naționale a Femeilor din Statele Unite, care luptă împotriva familiei, a spus că mariajul este o sclavie legalizată și că relațiile de familie stau la baza întregii opresiuni umane. Organizațiile LGBT, știți cu toții, luptă împotriva familiei, luptă împotriva conceptului de familie, așa cum l-a lăsat Dumnezeu, și dacă nu reușesc, vor atunci să îl demoleze. Și se încearcă, dacă ați văzut cu toții, se încearcă la o scară largă anihilarea acestui concept de familie și distrugerea familiei. Pe de altă parte, dacă privim în biserică, vom vedea că și biserica are luptele ei în ceea ce privește familia. Și anume, veți vedea și probabil știți cu toții și ați văzut, tinerii sau adulții care vor să formeze o familie se căsătoresc la o vârstă tot mai târzie. Și din această cauză, câteodată este prea târziu ca să mai poată avea copii, unii nici măcar nu își mai doresc copii. După cum știți, natalitatea noastră ca popor este în scădere. Chiar dacă noi ca biserică pe partea aceasta putem să mulțumim Domnului că stăm bine. Dar în general, ca și popor, dacă vă uitați la bisericile din România, natalitatea este în scădere. Apoi, peste alți tineri sau adulți trec anii. Și s-au obișnuit cu ideea de a fi singuri, le place așa și aș forma o familie nu mai este o prioritate, nu mai reprezintă pentru ei un interes. Iar apoi în mijlocul familiilor, rata neînțelegerilor, rata divorțurilor crește alarmant, în biserică vorbim. Și ne întrebăm atunci, care este viitorul familiei? Mai are familia un viitor? Va mai funcționa oare familia? Vom mai avea generații viitoare după noi? Cine va mai crește copii? Cine îi va mai învăța să socializeze? Cine va mai educa generația care vine, generațiile care vin? Și deși trăim în mijlocul tuturor acestor provocări, vreau să vă spun de la bun început că familia poate să fie restaurată și salvată. Știți cum? Prin implicarea noastră a tuturor și a fiecăruia în parte și prin adoptarea și prin practicarea valorilor și a principiilor lui Dumnezeu despre familie. Și aceasta este chemarea noastră ca biserică, ca și indivizi, ca și credincioși. Și nu doar chemarea, ci este datoria noastră a fiecăruia să o facem. Și astăzi ne vom uita la cele patru scopuri pentru care Dumnezeu sau pe care Dumnezeu le-a avut în plan și le-a descris în Scriptură atunci când a proiectat acest organism viu care este numit familie. Și ca și patru puncte cardinale, ca și cele patru puncte cardinale care ne ajută să ne orientăm, aceste patru scopuri despre care vom vorbi astăzi vor să ne arate care este direcția și rostul întemerii familiei și importanța trăirii unei vieți de familie. Marius, poți să pui, te rog, PowerPoint-ul? O să încerc să mă folosesc de un PowerPoint, sper să pot să și mut în timp ce vorbesc. Și am intitulat mesajul din această seară în felul următor. Punctele cardinale ale căsniciei. Și mergem la primul scop al căsniciei.
Primul scop al căsniciei este acela de a aduce o unitate totală între soț și soție, pentru plăcere și pentru recreere. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și vor face un singur trup, spune Genesa 2:24. Și vreau să afirm de la bun început câteva lucruri. Noi credem în familie ca și valoarea lui Dumnezeu. Credem că familia este formată din doi oameni, bărbat și femeie. Nu doi de el, nici doi de ea, nici Ion, nici Maria și Maria, ci bărbat și femeie, oricât de mult s-ar lupta diavolul ca biserica să accepte această ideologie, doi oameni, bărbat și femeie, care se căsătoresc, atât civil cât și religios. Doi oameni care merg înaintea lui Dumnezeu și cer binecuvântarea peste ei ca familie. Și din doi devin unul, un organism viu pe care Dumnezeu îl numește familie, care crește și care se dezvoltă în timp. Căsătoria este un legământ încheiat, în primul rând între cei doi, ca soț și soție, dar apoi între ei doi și Dumnezeu. Că se vor iubi, spune ei în acest legământ, că se vor respecta, că vor fi alături, vor fi unul lângă altul, atât în bine, dar și atunci când este greu. De aceea spune că familia este inima și sufletul societății umane. Familia este locul bucuriei, este locul unde se construiește bazele, fundația despre viață, este locul în care socializează, învață să vorbească, învață cum se comportă, este locul moralității, locul unde ar trebui să învețe ceea ce este bine și ceea ce nu este bine. Este locul unde ar trebui să se simtă cel mai în siguranță, este locul unde își construiește încrederea de sine. Iar familia, așa cum este definită de Dumnezeu, este și locul iubirii. Și este și locul intimității. Vedeți, noi avem niște lucruri care, la care ne limităm câteodată să vorbim despre ele sau ne este teamă să vorbim despre ele. Știați că sexualitatea este ceva bun? Știați că Dumnezeu a creat sexualitatea ca pe ceva bun cu scopul de a aduce o unitate totală între soț și soție? Singurul lucru de care trebuie însă să ținem cont sau lucrul de care trebuie să ținem cont este că singurul cadru pentru care a fost creată sexualitatea și unde Dumnezeu permite exprimarea ei este în cadrul familiei, între cei doi. Și noi am făcut de multe ori din sexualitate un subiect tabu, tocmai din această frică de a nu promova cumva înspre lucru rău, de a nu da frâu imoralității sexuale. Dar ce vreau să vă spun e că este o diferență între sexualitate și imoralitate sexuală. Și atunci când vorbim despre căsnicie, nu doar ideea de coabitare, nu faptul că ne suportăm unul pe celălalt fără să ne trântim nimic în cap, este ceea ce ar trebui să domine într-o familie, ci ideea de atașament, ce are ca drept scop stabilirea unei uniri și iubiri cât mai puternice între cei doi. Adică ca cele două ființe, bărbatul și femeia, să formeze împreună un singur, un trup, o unitate. Una la nivel de gânduri, una la nivel de sentimente, dar și fizic. Și atunci primul scop al căsniciei este acesta, să aducă o unitate între cei doi pe toate planurile. De aceea cartea Proverbe spune: izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale, cerboaică iubită, căprioară plăcută. Fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Dar unde este cadrul pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru sexualitate? În familie. În familie. De aceea, surori dragi, soțiilor, cuvântul lui Dumnezeu nu dă dreptul să vă ignorați, nu dă dreptul să vă corectați sau să vă pedepsiți soțul privându-l de relațiile intime. Să nu procedați așa în familia voastră, dar în același timp, bărbaților și soților, să nu cumva să vă doriți să vă satisfaceți poftele sexuale folosindu-vă de soția voastră din cauza că v-ați umplut mintea, poate cu imagini murdare sau că v-ați uitat după alte femei. Aveți grijă!
Sexualitatea este pentru familie și doar în familie, între soț și soție. Ceea ce vă spuneam deja, am spus că primul scop este ca să aducă unitate totală între soț și soție. Al doilea scop al căsniciei este să ofere ajutorul potrivit. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și Dumnezeu hotărăște să-i ofere omului un partener de viață, un ajutor potrivit. Condiția binecuvântării și a fericirii familiei este ca cel cu care te căsătorești să fie în Domnul. Ascultați-mă, condiția binecuvântării și a fericirii familiei este ca cel sau cea cu care te căsătorești să fie în Domnul. Pentru că dacă nu, veți avea principii și valori de viață diferite. Tu îl vei avea ca tată pe Dumnezeu, iar ea sau el îl va avea ca tată pe diavolul. Și diavolul poate să-ți devină tată-socru. Înțelegeți? Adică, tu vei avea unele principii și el sau ea va avea alte principii. De aceea nu vă luați soți, parteneri de viață necredincioși sau de alte religii, ascultați-mă. Noi nu ne căsătorim ca și credincioși al lui Dumnezeu, oameni născuți din nou, cu alte persoane care nu sunt născute din nou sau din alte religii, musulmani, hinduși sau alte religii. Nici măcar cu scop evanghelistic, pentru că sunt șanse foarte mici, mai mici de 1 la 1000 ca să reușiți să-L aduceți sau să o aduceți la Domnul, pe când șansele ca să vă stricați viața și să fiți nefericiți sunt foarte mari. De aceea, părinților, învățați-vă copiii aceste lucruri, dacă vă doriți binele și fericirea lor. Știți de ce vă spun lucrul acesta? Am vorbit cu un părinte, un tată, un frate de la o altă biserică, îmi spunea cu lacrimile în ochi că 2 din fetele lui s-au căsătorit cu băieți musulmani și îmi povestea calvarul și durerea prin care trec aceste fete pentru că s-au căsătorit cu oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. De aceea vreau să vă provoc, fiți oameni înțelepți. Pentru ca o căsnicie să funcționeze, este nevoie de mai mult decât să găsești persoana potrivită. Este necesar ca tu să fii persoana potrivită. Și atunci întrebarea care trebuie să ne-o punem fiecare, sunt eu persoana potrivită pentru celălalt? Ești tu persoana potrivită pentru celălalt? Vedeți, Dumnezeu îmi cere mie întâi ca să fiu ajutorul potrivit și apoi împreună trebuie să ne complementăm unul pe celălalt, să ne ajutăm unii pe celălalt, unul pe celălalt. Spunea cineva că dacă 2 dintr-o familie, dacă soțul și soția ar fi la fel, spunea că unul ar fi degeaba. Și veți vedea că de obicei contrariile se atrag și se completează într-o familie. Adică veți vedea că într-o familie poate unul are simțul umorului mai dezvoltat, celălalt poate este mai sobru. Soția de obicei este mai organizată, mai ordonată, îi place ca fiecare lucru să fie la locul ei, soțul câteodată este mai dezordonat, mai împrăștiat, își lasă lucrurile peste tot. Soția, poate inclinația ei este pe partea umană a lucrurilor, atul ei este poate, sunt poate cuvintele, știe să se exprime frumos, știe să spună cuvinte frumoase, poate are o dexteritate în a vorbi anumite limbi străine sau este o artistă. Bărbații, în general, sunt pe partea mai reală a lucrurilor, a științelor exacte. Matematică, inginerie, construcții, motoare și alte lucruri. Ea poate că se enervează mai repede, el că poate că este mai calm. Cum îmi spunea un frate, soț, îmi spunea că soția lui a venit la el într-o zi și a spus: așa mă enervezi pentru că cu tine nu mă pot certa niciodată. Alții... sau în alte familii, unul este mai zgârcit, celălalt poate dă totul din casă. Dar ideea este că dacă se ajută unul pe celălalt, dacă sunt un ajutor unul pe celălalt, împreună vor forma o familie echilibrată. Și vreau să vă spun ceva referitor la bunurile materiale, pentru că vorbeam de zgârcenie. În familie, bunurile materiale deținute sunt proprietate comună destinată folosinței familiei. Amin? Repet.
În familie, bunurile materiale deținute sunt proprietate comună, destinate folosinței familiei. Adică noi trebuie să învățăm să ne dezrădăcinăm din mintea noastră cuvinte de genul al meu, doar ale mele, doar banii mei, doar contul meu, doar cardul meu. Pentru că atâta timp cât vom face acest lucru, familia nu va fi unită și nu vom fi ajutorul potrivit unul pe celălalt. Noi avem totul împreună. Nu sunt banii tăi, ci sunt banii noștri. Nu este contul tău, este contul nostru. Înțelegeți lucrul acesta? Amin. Și întrebarea care trebuie să ne punem fiecare dintre noi astăzi: sunt eu ajutorul potrivit pentru soția mea? Ești tu ajutorul potrivit pentru soțul tău? Pentru soția ta? Sunt eu sau ești tu un sprijin emoțional și sufletesc pentru cel pe care Dumnezeu sau cea pe care Dumnezeu a lăsat-o lângă tine? Sunt eu un sprijin în relația spirituală a lui sau a ei cu Dumnezeu? Îl ajut, o ajut, mă rog pentru ea, ne rugăm împreună, suntem acolo unul pentru celălalt, să fim acolo, să ne ținem strâns. Și vreau să vă spun că dacă o căsnicie nu funcționează cum ar trebui, să nu dai cu piciorul în ea și să nu vă pierdeți visele și speranțele pe care le-ați avut pentru familia voastră. Aveți curajul să o faceți funcțională. Vreau să vă spun astăzi că este de datoria ta, ca și cel care faci parte dintr-o familie, oricât de grea ar fi lupta, să mergi înainte și să nu te oprești. Avântați-vă și dați-vă tot interesul. Știți de ce? Pentru că este în primul rând familia voastră, nu a altcuiva. Și sunteți singurii care o pot face să funcționeze, să meargă. Și orice căsnicie sănătoasă, vreau să vă zic că nu cade dintr-o dată aici, asta e căsnicie sănătoasă. Nu, o căsnicie sănătoasă are nevoie de implicare, o căsnicie sănătoasă are nevoie de voință, o căsnicie sănătoasă are nevoie de efort și o căsnicie sănătoasă are nevoie de perseverență. Și primul care trebuie să dea dovadă de toate acestea, ești tu. Ești tu cel care dai dovadă de aceste lucruri în căsnicia ta? Sunt eu cel care dau dovadă de aceste lucruri în căsnicia mea? Pavel spune în Efeseni 5 că iubirea dintre cei doi ar trebui să reflecte devotamentul și sacrificiul de sine pe care Hristos l-a avut pentru biserica sa. Oare trăiesc eu în acest fel în căsnicia mea? Am acest devotament până la sacrificiu, dacă este nevoie? Îți trăiești tu căsnicia în felul acesta? Pentru că vedeți, chiar dacă familia a fost proiectată în ceruri, este nevoie de investiție în ea aici pe pământ ca ea să funcționeze. Da, Dumnezeu a planificat-o să fie perfectă, dar este nevoie ca tu să dai toată silința, să te investești cu totul ca ea să meargă înspre perfecțiune. Apoi, o căsnicie bună are nevoie în ea atât de realism cât și de romantism. O căsnicie, ca să funcționeze bine, are nevoie în ea atât de realism cât și de romantism. Ca o căsnicie să funcționeze, ea are nevoie de echilibru. În viața de familie avem nevoie de echilibru, adică să știm să îmbinăm realitățile practice ale vieții de zi cu zi și să le îmbunătățim cu bucuria, cu spontaneitatea de a ne îndrăgosti continuul unul de celălalt. Vedeți, realismul poate să te ajute, poate să ne ajute, de exemplu, ca soți, să o înțelegem pe soția noastră, să nu mai fim insensibili la sentimentele ei. Același realism poate să ajute o soție să înțeleagă, de exemplu, că comentariile ei critice distrug respectul de sine al soțului. Totuși, realismul nu este suficient. Romantismul, care problema este că de multe ori dispare imediat după nuntă, poate împiedica o căsnicie să devină plictisitoare. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Genesa la început că femeia a fost făcută dintr-o coastă a lui Adam, da? Și spunea un autor așa, că femeia a fost făcută din coasta lui Adam, adică nu din capul lui, ca să nu stăpânească peste el, nici din picioarele lui, ca să nu fie călcată în picioare de el, ci din coasta lui, ca să-i fie egală, de sub brațul lui, ca să fie protejată de el, și aproape de inima lui, ca să fie iubită.
Este adevărat? Surorilor, frații? Frații sunt mai convinși, surorile nu prea sunt convinse. Surorilor, amin? Amin. Problema este că câteodată el, până la nuntă, doar flori, mesaje, scrisori de dragoste și unii după nuntă doar telecomanda și canapeaua. Și cum să ieși atunci din monotonie? Ce să faci ca să ieși din monotonie? Trebuie să începi să schimbi ceva. Pentru că vreau să vă spun o realitate astăzi. Că nu se poate să continui să faci aceleași lucruri pe care le-ai făcut până astăzi și să aștepți rezultate diferite. Nu se poate să continui să trăiesc ca și astăzi, să fac lucrurile în același fel și să aștept după aceea rezultate diferite. Vedeți, noi ca și oameni, din punct de vedere biologic, la fiecare 7 ani, de fapt, devenim alți oameni. În acest interval, toate celulele corpului nostru se înnoiesc. Cele vechi mor și altele noi le iau locul. Viața înseamnă mișcare. Și noi nu stăm pe loc în absolut nicio privință. Noi ca și oameni suntem mereu într-o continuă și continuă schimbare. Se schimbă fizicul nostru, ieri aveam păr, astăzi nu mai am păr. Ieri eram așa, astăzi sunt... Înțelegeți? Fizicul nostru se schimbă în timp, dar se schimbă și psihicul nostru. Modul în care gândim lucrurile, modul în care înțelegem lucrurile. Ni se schimbă mentalitatea, schimbăm obiceiuri în viața noastră. Se schimbă capacitățile noastre intelectuale. Când eram la școală, puteam să memorez o poezie în 2 minute. Astăzi am nevoie de o săptămână să o memorez. Se schimbă. Dar când cei doi lucrează împreună și se investesc, ei se șlefuiesc unul pe celălalt și se ajută unul pe celălalt. De aceea, ca să nu apară rutina în viața de familie, ca să nu apară rutina în viața voastră de familie, căutați soluții, reinventați-vă ca și cuplu, găsiți-vă obiceiuri, activități noi, hobby-uri pe care să le practicați împreună, ieșiți mai des cu soția voastră la o cină, ieșiți să vă plimbați împreună mai des. Căutați să vă implicați într-o slujire pe care o puteți face amândoi împreună. Dar ascultați-mă, dacă vreți să se schimbe ceva, trebuie să începeți să schimbați ceva în viața voastră. Apoi, un alt lucru important. Cuvintele pe care vrei să îi le spui să valoreze mai mult dacă ai tăcea. Dacă nu, mai bine taci. O comunicare bună este esențială ca o familie să fie fericită. Am citit undeva și un pasaj și mi-am notat aici un gând de acolo. Spune că un soț îi spune soției lui: draga mea, când mă gândesc la cât de mult însemn pentru mine, spunea acesta, mă lupt cu mine însumi să mă pot abține să nu ți-o spun. Și cred că același gând îl au și soții care nu vă spun soților cât de mult vă iubesc. Adică ei se luptă foarte mult cu ei înșiși să se abțină să nu o spună. Glumim. Dar vreau să vă spun o realitate. Ca și soți, chiar dacă este dificil, învață să spui te iubesc. Mai mult, învață și să transmiți acest lucru. Adică nu doar să o spui din cuvinte. Încearcă să o lași să se vadă din viața de zi cu zi. Nu te rezuma doar la eu, spune, arată-i-o. Învață să-i oferi un buchet de flori. Și apropo, să nu ridicați mâna. Când i-ați oferit soției voastre ultima dată un buchet de flori? Gândiți-vă. Când ți-ai strâns ultima dată soția la piept și i-ai spus te iubesc? Vorbeam cu o familie în prag de divorț și am întrebat așa: când a fost ultima dată când ați vorbit după ce v-ați căsătorit, când a fost ultima dată când ați vorbit despre sentimentele voastre, despre dorințele voastre, despre nevoile voastre, dar cu sinceritate și din toată inima, i-am întrebat când a fost ultima dată când ați vorbit despre aceste lucruri? Știți care a fost răspunsul? Nu cred că am făcut-o niciodată. Și ne mirăm că ajungem cu familii în probleme. De aceea este necesară comunicarea în familie și trebuie să recunoaștem că suntem foarte deficitari în această arie a vieții. Trebuie să învățăm să comunicăm cu partenerul nostru de viață, trebuie să învățăm să cultivăm dragostea în familiile noastre.
trebuie să înveți să cultivi dragostea și comunicarea în familia ta. Este de datoria ta ca și soț și este de datoria ta ca și soție să faci aceste lucruri. Trebuie să învățăm să ne împărtășim, chiar dacă mai ales nouă bărbaților ne este greu câteodată, dar trebuie să învățăm să ne împărtășim sentimentele noastre, să ne împărtășim dorințele, nevoile și să nu aveți impresia că celălalt le știe sau le va ghici, că poate Dumnezeu nu i-a dat darul cunoștinței și nu știe. De aceea este nevoie să le împărtășim, este nevoie să le spunem. Pentru că dacă nu o să o facem, o să vedeți că după câteva luni, poate de la căsătorie, poate un an, poate doi, apar problemele. Că dragostea care a fost la început, la un moment dat, se termină. Fluturașii pe care i-avea în stomac, la un moment dat, zboară dacă nu cultivi dragostea constant. Și multe familii, astăzi, și în biserică, trăiesc criza singurătății în doi, a divorțului emoțional, adică mai sunt doar frate și soră în Domnul care coabitează în aceeași casă, dar nu mai sunt soț și soție. Și o spune cu durere, dar există. De aceea eu și tu trebuie să luptăm și să ne dăm tot interesul pentru buna funcționare a familiei noastre. Trebuie să învățăm să petrecem timp alături de soțul nostru, învață să petreci timp alături de soția ta, învață să te deschizi, să-ți împărtășești emoțiile, sentimentele, dorințele, nevoile și chiar și eșecurile și falimentele. Pentru că aceasta leagă împreună. Sinceritatea leagă o familie împreună. De aceea trebuie să învățăm să vorbim și cu sufletul în familia noastră, nu doar informativ. Mergem mai departe. Am spus că primul scop este unitate totală între soț și soție. Al doilea scop este de a oferi ajutorul potrivit. Al treilea scop pentru care Dumnezeu a creat familia este pentru perpetuarea speciei umane. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și unul din scopurile întemerii familiei și a căsniciei este de a da continuitate vieții și speciei umane pentru perpetuarea neamului omenesc și totodată pentru a duce mai departe care sunt valorile și principiile lui Dumnezeu pentru fiecare generație. Și ascultați ce spune Psalmul 78. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni, laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și le-a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, să fie cunoscută de cei care vor veni după ei, de copiii care se vor naște, și care când se vor face mari să le vorbească despre ea copiilor lor. Vedeți, deja a patra generație despre care vorbește. Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Spune Psalmul 78. Vedeți, pentru un copil, când se naște, familia este practic întreaga lui lume. Familia și valorile din primii ani de viață ai acestui copil sunt principala sursă de cunoaștere, dar nu doar despre lumea fizică de care este înconjurat, ci și despre lumea interioară, lumea trăirilor, lumea sentimentelor, lumea emoțiilor. Familia este mediul, este incubatorul, este cel mai propice mediu și locul intenționat de Dumnezeu în care un copil trebuie să învețe ce este viața, cum să o trăiască și în care să însușească valorile și principiile de viață ale lui Dumnezeu și pe care el, la rândul lui, atunci când va crește, are datoria să le ducă mai departe. De aceea, dragi familii, chiar dacă noi nu stăm foarte rău la acest domeniu, dar ce vreau să vă spun, că este o problemă să fii căsătorit, să ai o familie și să nu-ți dorești să ai copii. Adică da, este nevoie și de un timp de cunoaștere, de adaptabilitate la începutul căsniciei. Dar este o problemă ca după un timp, după ce te-ai căsătorit, nu știu, 1, 2, 3, 4, 5 ani, să fii căsătorit și să nu îți dorești sau să nu ai copii. Da, există cazuri în care cuplul nu poate să aibă, din diferite cauze medicale poate. Dar dacă poți și nu vrei,
Este o problemă. Și vedeți, în ziua de astăzi, în societatea în care trăim, în lumea în care trăim, unele cupluri, unele familii își investesc toată energia lor, tot timpul lor, toate resursele familiei pentru o satisfacție personală, pentru folosul material și nu mai au timp de copil. Și dau dovadă astfel de egoism. Alții, în schimb, pun accent pe o carieră profesională. Doar cursuri, doar școli, să se realizeze profesional întâi și un copil le-ar nărui planurile. Alții, în loc de un copil, preferă un câine sau o pisică. Ați văzut cazuri, da? Am văzut o familie tânără acum câțiva ani, aveau de lesă un porc, destul de mărișor. Îl duceau de lesă, îl țineau în apartamentul lor. Acum, într-o zi, săptămâna trecută, a trecut pe lângă mine o doamnă cu un cărucior și căruciorul era în dreptul meu și mă uitam să văd copilul. Știți ce era în cărucior? Un iepure. Pentru că a avea un animal nu implică atâta responsabilitate cât a avea un copil. Sau cum îmi spunea cineva, noi ne dorim un copil, dar vrem să îi asigurăm condiții, vezi, noi stăm aici, în Anglia, în Londra, avem doar o cameră micuță, suntem în chirie și nu putem. Sau până nu vom avea un loc ca să-i oferim totul, nu vom aștepta. Vreau să vă spun ceva, că noi ca și familie suntem doar administratorii copiilor noștri. Ascultă-mă, ca și părinte, tu ești doar administratorul copilului tău, pentru că el și viața lui aparțin lui Dumnezeu, așa cum tu și viața ta aparțin lui Dumnezeu. Și dacă îți dorești un copil și dacă Dumnezeu ți-l încredințează, crezi oare că Dumnezeu nu-i va putea purta de grijă? Crezi că Dumnezeu nu-ți va da resursele necesare ca să îi acopere nevoile? Crezi că nu-ți va da resursele necesare ca să îl crești? Și încă ceva. Știați că biologic, trupul unei femei este cel mai bine pregătit ca să ducă o sarcină și să aibă o naștere între 18 și 30 de ani. Cel mai bine pregătit, între 18 și 30 de ani. Iar după vârsta de 35 de ani, șansele de a rămâne sărcinată se reduc semnificativ. După 35 de ani, totodată, sunt riscuri foarte mari în pierderea sarcinii sau șanse foarte mari ca un copil să se nască cu anumite probleme. Cum sunteți voi ca familie? Puneți-vă această întrebare în această privință. Apoi ce vreau să vă mai spun, că în același timp, noi ca și credincioși, noi ca și familii creștine, vreau să vă spun că valorăm viața și credem în dreptul la viață. Ca și credincioși, una din valorile noastre supreme este dreptul la viață. Ascultați ce spune psalmistul David. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai dinainte de a fi fost vreuna dintre ele. Ce vreau să vă spun, că viața nu începe doar din momentul în care un copil se naște, ci viața începe din momentul în care un copil este conceput. De aceea vreau să vă spun și vrem să vă spunem, să susținem cu voce tare, că avortul este o crimă. Chiar și dacă acesta este făcut înainte de 14 săptămâni, așa cum afirmă unii medici, că încă nu este un om acolo format până la 14 săptămâni. Nu! Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că de la început, din momentul în care este conceput, este o ființă acolo. Știați că în martie anul acesta Franța a devenit prima țară din lume care a introdus dreptul la avort în Constituția țării? Și știați că în prezent lupta cea mai mare a Franței este ca să introducă acest drept și în Constituția Comunității Europene și dacă va fi introdusă, va fi obligatorie în toate țările care aparțin de Comunitatea Europeană, inclusiv România? Domnul să ne ferească de așa ceva. Ce vreau să vă spun ca și creștini, noi trebuie să luptăm împotriva avortului și a uciderii. De ce? Pentru că noi credem în demnitatea vieții, adică fiecare om are dreptul de la Dumnezeu să trăiască. Adică Dumnezeu este singurul care dă viață și Dumnezeu este singurul care ia viața. Și atât. Niciun alt om nu are voie să facă acest lucru. De aceea noi trebuie să ne rugăm și să ne păstrăm, să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune, să păstrăm această identitate și această valoare a vieții.
Noi trebuie să ne învățăm copiii, trebuie să învățăm adolescenții bisericii noastre, trebuie să învățăm tinerii care vin după noi cu pași rapizi. Care este această valoare și anume viața? Pentru că vreau să vă spun că viața are valoare. Și dacă ai 15 ani, și dacă ai 16 ani, și dacă ai 22 de ani, viața ta are valoare. Și ce ne-a spus într-o zi cineva, la o vârstă fragedă? Oare se merită să mai trăiesc? Mă gândesc că ar fi mai bine câteodată să nu mai trăiesc. Și sunt cuvinte care te zguduie, te cutremură când auzi din partea unui tânăr sau a unei adolescente astfel de cuvinte. Oare se mai merită să trăiesc? Da, ascultați-mă, viața se merită să o trăiești din plin pentru că Dumnezeu ți-a dat-o și câte zile Dumnezeu îți va da pe acest pământ, trăiește-le din plin. Dar până atunci vreau să vă spun că orice ai fi făcut, orice greșeală sau păcat ai fi făcut, oricât de mare ți s-ar părea, se merită sau, și la Dumnezeu este iertare și se merită să-ți trăiești viața. Orice greșeală ai fi făcut, chiar dacă ai 15 ani și crezi că ai făcut cea mai mare greșeală a vieții, viața merită trăită, chiar dacă va avea consecințe, dar viața trebuie trăită și merită trăită. Și vreau să vă mai spun ceva, că nu este păcat atât de mare pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta. Dacă îți pare rău din toată inima că l-ai făcut, dacă îl regreți și vei lupta să nu-l mai faci. Și în același timp viața are valoare indiferent de situațiile grele de viață prin care ai trecut. Prin oricât ai fi trecut, indiferent dacă a fost în viața ta o formă a suferinței, dacă a fost o formă de abuz și ai suferit, vreau să vă spun că în ochii lui Dumnezeu fiecare dintre noi avem valoare. Iisus Hristos ne-a valorat și ne-a dat valoare fiecăruia dintre noi și Dumnezeu te valorează astăzi și Dumnezeu îți spune că ai valoare, chiar dacă alții nu te-au valorat. Dumnezeu îți spune că ai valoare. Știți cum aș vrea să ne vedem astăzi fiecare dintre noi și în fiecare zi a vieții noastre? Știți cum se vedea David în Psalmul 139? Spune David așa către Dumnezeu: te laud că sunt o făptură așa de minunată. Când ai stat ultima dată înaintea lui Dumnezeu, în împărtășia ta cu Dumnezeu, în intimitatea ta cu Dumnezeu, să privești înspre Dumnezeu și chiar dacă alții nu te-au valorat, să spui: Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut o ființă așa de minunată. Te vezi atât de valoros, te vezi atât de valoroasă, așa trebuie să ne vedem ca și copii al lui Dumnezeu. Sunt valoros și ești valoros și ești valoroasă. Apoi mai avem o datorie ca și părinți față de copiii noștri. Noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu ca și administratori ai lor. Ce să facem cu ei? Să învățăm despre Dumnezeu, să le prezentăm Evanghelia lui Dumnezeu, să le spunem care este voia lui Dumnezeu, să îi învățăm ceea ce este bine în viață și ceea ce nu este bine în viață, să îi învățăm și să îi pregătim pentru viață. Aceasta vreau să vă spun că este întâi responsabilitatea familiei și a părinților. Sau a părinților și a familiei. Nu este aceasta nici responsabilitatea școlii. Nu lăsați școala să vă educe în primul rând copiii, nici a rețelelor de socializare. Ascultați-mă, părinților, nu rețelele de socializare trebuie să vă învețe părinții despre principiile de viață. Nici măcar prietenii lor de la școală sau din alte locuri. Nici măcar biserica nu este datoria întâi a bisericii să vă învețe copiii despre voia lui Dumnezeu. Ci în primul rând este responsabilitatea voastră, a noastră ca și părinți, să ne învățăm copiii despre voia lui Dumnezeu. Că învață și la biserică este foarte bine și facem acest lucru și ne dorim acest lucru, dar biserica are parte de copilul tău maxim 2 ore pe săptămână. Tu ai parte de el în fiecare zi. Unde învață mai mult? Unde poate să învețe mai mult? Unde poate să vadă prin exemplu mai mult? Și mergem la al patrulea scop al căsniciei. Și al patrulea scop al căsniciei este ca remediu la imoralitatea sexuală. Sau în numele purității și împotriva imoralității sexuale. Ascultați ce spune Epistola către Evrei în capitolul 13. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Al patrulea scop al căsniciei are un motiv preventiv.
ca o piedică împotriva căderii și a desfrăului. De aceea apostolul Pavel spune că fiecare bărbat să-și aibă soția lui și spune ca fiecare femeie să-și aibă soțul ei și să formeze împreună o familie pentru a evita desfrâul sau imoralitatea sexuală. Am spus deja că sexualitatea este darul lui Dumnezeu pentru fiecare familie, dar ține de mine și ține de tine dacă prețuiești acest dar sau nu. Vedeți, noi ca și creștini avem un principiu foarte simplu, dar pe care trebuie să luptăm până la măduva oaselor să ne ținem de el în ceea ce privește relațiile sexuale. Și ascultați-mă, abstinență totală până la căsătorie și fidelitate totală în căsnicie. Acesta este principiul lui Dumnezeu valabil pentru fiecare generație, pentru fiecare creștin. Abstinența totală până la căsătorie și apoi fidelitate totală în căsnicie. Acesta este principiul lui Dumnezeu de viață pentru o familie. Diavolul însă vine și vrea să pervertească tot ceea ce Dumnezeu a făcut frumos și pentru bucuria familiei. Și în ziua de astăzi, în societatea contemporană, acolo în mediile în care suntem, în care poate lucrăm, poate la școală, de cele mai multe ori ești văzut ca și un ciudat. Dacă vrei, de exemplu, să-ți păstrezi virginitatea până la căsătorie sau ești considerat de modă veche, dacă vrei să te căsătorești și să-ți întemezi o familie, sau spun unii, este o problemă cu tine dacă căsătorit fiind nu ai și tu un flirt, o aventură cel puțin emoțională, dacă nu fizică. De aceea este de datoria noastră ca și biserică și ca și familii creștine ca să discutăm preventiv despre aceste lucruri, să vorbim despre ele, pentru că este mult mai greu ca să tratezi decât ca să previi. Și vreau să vă spun câteva lucruri în această privință. Virginitatea fiecărui om, sexualitatea ta și trupul tău a fost, este sau va fi darul tău pentru soțul tău și pentru soția ta. Amin? Amin. Unii însă se oferă așa de repede și își bat joc de acest dar al lui Dumnezeu și nu prețuiesc ceea ce Dumnezeu le-a dat, nu prețuiesc darul pe care Dumnezeu l-a dat, pentru că nu îi înțeleg valoarea. Și avem adolescenți care intră în viața sexuală de la o vârstă foarte tânără, pentru că nu au aceste valori în mintea lor și în viața lor. Avem adolescenți dependenți de pornografie care la 15, 16, 17 ani spun că sunt dependenți deja de pornografie de câțiva ani. Avem tinere care cedează la insistențele băiatului pentru o promisiune că se va căsători cu ea și după ce acesta obține ceea ce urmează, ceea ce urmărea, nici nu mai bagă în seamă. Și vreau să vă spun ceva, dacă sunt aici tinere necăsătorite, ascultați-mă, dacă un băiat nu este dispus să te aștepte până la căsătorie, nu te iubește, ci doar te poftește. Să știi acest lucru. Pentru că dragostea adevărată rabdă, respectă și așteaptă. Dragostea adevărată rabdă, respectă și așteaptă. Știți de ce se oferă oamenii atât de ușor? Pentru că nu se prețuiesc, nu se văd valoroși și cred că dacă dau acest bun al lor, cred că dacă se oferă, vor primi aprecierea și dragostea după care tânjesc. Dar acest lucru, vreau să vă spun că nu este adevărat. Doar veți fi folosiți dacă veți face aceste lucruri. Doar se vor folosi de voi ca să-și satisfacă poftele. Apoi auzim în familii că atât de ușor sunt unii gata să renunțe la căsnicie. Nu mai îmi place de el că i-a căzut părul de pe cap, da? Nu mai place de el că mai are încă multe kilograme în plus. Nu mai place de el sau nu mă simt împlinită. Vreau să divorțez că nu mă simt fericită. Nu-și mai face timp să mă asculte. Sunt nemulțumită că nu mă înțelege. Și așa de ușor luăm 9 ani, cum îmi spunea un frate, 8 ani de căsnicie, i-a spus soția lui, niciodată nu te-am iubit. Și l-a aruncat la gunoi și a plecat. Și atât de ușor ne vine să renunțăm. Sau ca și soție, poate, ca și soț, poate spui, nu mai este atât de tânără, nu mai este atât de zveltă cum era odinioară, e alta, nu mai seamănă cu poza de la nuntă, sau poate toată ziua doar îmi reproșează că de ce nu sunt și eu ca și alt soț. Și motive sunt multe. Și oamenii nu doar că sunt gata să renunțe atât de ușor la căsnicie, dar tot atât de repede își caută alinarea în alte brațe. Și ascultați-mă că acest model încearcă să-și facă loc și în biserică. Și este un sindrom care se manifestă tot mai des în ultima perioadă în rândul familiilor, numit, și ascultați-l, sindromul ierbii mai verzi.
sindromul ierbii mai verzi. Când iarba de peste gard pare mai verde. Când iarba din curtea vecinului, care poate este mai atletic decât soțul tău, pare mai verde. Când iarba poate din curtea vecinei tale, care se aranjează mai bine decât soția ta, pare mai verde. Când iarba de peste gard a unui coleg de muncă care poate să face complimente, poate spune că ești atractivă zi de zi, pare mai verde decât iarba din curtea ta. Când iarba din curtea unei colege care este poate dispusă să-ți asculte neîmplinirile din căsnicie și îți înțelege frustrările, poate pare mai verde. Și iarba din curtea multora pare mai verde decât iarba din curtea noastră. Și se pune întrebarea, sau unii își pun întrebarea, de ce nu? De ce nu? Problema este, în schimb, că acest model de gândire este doar o amăgire și o minciună a diavolului, pentru că nu vei fi mai fericită, din contră vei suferi mai mult. Și ascultați ce spune cineva din afara bisericii, o psihoterapeută de cupluri necreștină, a făcut un studiu în urma celor 25 de ani de muncă în domeniul terapiei de familie. Da, ea consilia familii ca și terapeută. Și spune că rezultatul studiului a fost că majoritatea celor care erau la a doua căsătorie afirmau că prima căsnicie a fost mai bună și mai reușită decât cea în care erau atunci. Și astea sunt niște rezultate din afara lumii noastre creștine. Știți de ce renunță unii atât de rapid? Pentru că nu mai văd în căsnicie creația lui Dumnezeu, nu mai văd o valoare, nu mai văd în căsnicie un ideal, nu mai văd în căsnicie un legământ care trebuie păstrat până la capăt. De aceea trebuie să ne reamintim măcar periodic aceste valori ale lui Dumnezeu. Cum vezi tu căsnicia ta? O vezi ca și creație a lui Dumnezeu? O vezi un ideal pentru care trebuie să lupți cu toată puterea ta, cu toată ființa ta, ca să meargă înainte și să meargă cât mai bine? O vezi tu ca și pe un legământ în ziua în care te-ai căsătorit? Nu știu cum a fost la nunta voastră, dar știu că eu în ziua în care m-am căsătorit a trebuit să rostesc cu cuvintele mele: voi fi alături de tine la bine și la greu, în sănătate și în boală, și când îmi convine, dar și când nu-mi convine sau nu înțeleg. Eu trebuie să fiu acolo și să-mi duc cu toată puterea mea căsnicia înainte. Cum îți trăiești tu căsnicia? Este aceasta o valoare pentru tine? Și vreau să vă mai spun ceva. Cine iese și cine vrea să iasă din legământul căsniciei și să-și caute împlinirea în altă parte, iese de sub binecuvântarea lui Dumnezeu și intră sub blestem. Înțelegi lucrul acesta? În momentul în care tu ieși din căsnicie și nu mai lupți pentru ea, ieși de sub locul în care Dumnezeu a spus binecuvântare. Și mergând spre altcineva, mergi în locul spre care Dumnezeu a spus blestem. De aceea să nu renunțați atât de ușor la căsnicie. Nu mai dați atât de ușor cu piciorul în creația lui Dumnezeu și în familie. Este valoarea lui Dumnezeu. E valoarea lui Dumnezeu familia. Știți care este remediul la nemulțumirile, care ar trebui să fie remediul la nemulțumirile noastre? Uită-te la partenerul tău de viață. Uită-te la soțul tău, la soția ta. Și uită-te la toate lucrurile bune pe care le are. Că doar ai luat-o pentru ceva bun. Doar te-a acceptat lângă ea pentru ceva bun. Nu? Și după ce le-ai văzut și ți le-ai amintit, mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce are bun. Că alții nu au nici măcar ceea ce ai tu. Și apoi cheamă-L pe Dumnezeu ca Domn și Dumnezeu peste relația și peste familia voastră. Asta e soluția cea mai bună. Pentru că atunci când nu știi ce să mai faci, atunci când nu știi cum să rezolvi lucrurile între doi, între soț și soție, când nu știm cum să rezolvăm lucrurile între noi doi, Iisus Hristos este singura a treia persoană într-o căsnicie care o poate face să funcționeze.
Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe că funia împletită în trei nu se rupe. Funia împletită în trei nu se rupe. Atunci când nu mai știți ce să faceți, mergeți la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel care poate să facă o familie să funcționeze. Patru puncte cardinale ale căsniciei. Acestea sunt punctele cardinale ale unei căsnicii și scopurile unei căsnicii. De a aduce o unitate totală între soț și soție, ca ei să devină una. De a așeza lângă tine ajutorul potrivit și apoi eu la rândul meu să pot să fiu ajutorul potrivit. De a da o continuitate vieții și speciei umane. Și al patrulea scop, ca remediu la imoralitatea sexuală. Și între aceste realități trebuie să se desfășoare căsnicia. Acestea sunt punctele cardinale ale unei căsnicii. Și întrebarea pe care trebuie să ne-o punem fiecare dintre noi astăzi, se desfășoară căsnicia mea între aceste puncte cardinale? Le trăiesc așa cum Dumnezeu le-a pregătit și le-a creat pentru noi ca familii? Sau am ieșit în afara voii lui Dumnezeu? Unde ești tu ca și soț? Unde ești tu ca și soție în familia ta? Ești acolo unde te-a chemat Dumnezeu? Ești tu între acele limite pe care Dumnezeu le-a lăsat, între acele realități pe care Dumnezeu le-a transmis? Ce vreau să vă spun este că familia poate să fie restaurată și salvată. Știți cum? Prin implicarea ta în familia ta. Familia poate să fie restaurată și salvată prin implicarea ta în familia ta. Prin adoptarea și prin practicarea valorilor și principiile lui Dumnezeu despre familie în familia ta și în familia mea. Tu în dreptul tău în familia ta să aplici valorile, să aplici principiile lui Dumnezeu și eu în familia ta, în familia mea să aplic valorile și principiile lui Dumnezeu. Și aceasta este chemarea mea și aceasta este chemarea ta. Aceasta este chemarea noastră ca biserică și aceasta este chemarea noastră ca și familii ale bisericii. Și știți cum vreau să încheiem astăzi? Vreau să încheiem rugându-ne. Rugându-ne pentru familiile noastre, rugându-ne pentru familiile bisericii noastre, ca Dumnezeu să ne ajute să valorăm ceea ce El a creat, familia. Să nu mai renunțăm atât de ușor, nici măcar în gândirea noastră, la acest ideal, la această voie a lui Dumnezeu, la acest organism viu pe care Dumnezeu l-a creat și numit familie. Ci să ne dăm toate silințele, și la bine, și la greu. Și când îmi convine, și când nu-mi convine. Pentru că am făcut un legământ cu soțul meu, cu soția mea și apoi noi doi înaintea lui Dumnezeu. Că vom merge până la capăt. Amin? Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne rugăm Domnului împreună. Amin.